Consiliul Județean Mureș are bugetul pe 2010 aprobat. Asta înseamnă că în acest moment se știe câți bani au destinația sport. Veștile au fost aduse la reghin de către directorul coordonator al Direcției Județene pentru Sport și consilier județean Doru Borșan. Îmi doresc ca prin programele de la Consiliul Județean de Finanțare, probabil luna viitoare sau undeva până cel târziu în iunie, să dăm acești bani tuturor asociațiilor și cluburilor sportive care au mare nevoie. La nivelul Direcției pentru Sport, iarăși va fi un program undeva în toamnă de, de licitații pentru proiecte sportive. Într-o perioadă de circa 30 de zile vor putea obține deja informații. Există la Consiliul de un departament care se ocupă de, de acest lucru. O să-i rog să vină să, să întrebe de ce documente trebuie să depună și vom împărți acei 5-6 miliarde de lei vechi la fiecare în parte, încât să, să, putem mulțumi. Sigur, suma poate să fie, putea să fie de două ori mai mult, dar, repet, trebuie să ne mulăm pe această criză economică. Anul trecut, la Reghin au existat două asociații sportive care au câștigat proiecte de finanțare de la Consiliul Județean, CS Master Karate 2, 20.000 de lei și Basket Club For You Reghin, 5.000 de lei. Am folosit pentru participarea campionatul național la U14 fete. Din, am reușit cu uh, 15% din cheltuieli să investim banii ăștia. Și la sfârșitul campionatului trebuie să ne retragem că nu mai erau bani. Și anul ăsta încercăm să facem dosarul și să vedem. Acum, acum criza asta, sperăm să primim măcar atât cât am primit anul trecut. Primăria Reghin anunță că și în anul 2010 dispune de resurse bănești limitate pentru sport. Bugetul local cuprinde 100.000 de lei pentru susținerea activităților culturale și sportive. O parte din bani vor ajunge la festivalurile anuale de pe văile Mureșului și Gurghiului, iar cu restul se vor onora unele cereri din partea cluburilor și a asociațiilor. Avântul Reghin va primi 250.000 de lei, iar clasele sportive nu sunt nici ele uitate. Școlile cu program sportiv și anume Alexandru Ceaușeanu și Grupul școlar Lucian Blaga vor beneficia și în continuare de sprijinul material din partea administrației locale, unde a fost virate sumele de 100.000 de lei la Alexandru Ceaușeanu și respectiv Lucian Blaga cu 150.000 de lei, ceea ce înseamnă că cluburile sportive școlare își vor putea desfășura activitatea în condiții de bună calitate și normal să ne bucure prin diplomele și rezultatele pe care le vor obține la competițiile la care vor participa. Pe lângă finanțarea unor activități sportive în baza unor cereri, primăria Reghin anunță că va acorda consiliere și sprijin logistic la întocmirea dosarelor pentru câștigarea unor proiecte de finanțare de la bugetul județean și nu numai. Este una de puținele ramuri pe care putem să le abordăm și fără bani, cu entuziasm, cu ambiție și cu atracția specială a celor care sunt practicanți și nu numai în jurul fenomenului sportiv.